În această privință, Guvernul României are un angajament ferm pentru susținerea sectorului privat prin reducerea birocrației, creșterea transparenței, stimularea antreprenoriatului și extinderea libertății economice. Este evident că economia se însănătoșește pe măsura progreselor pe care le facem în lupta împotriva corupției. Aceste progrese nu au loc peste noapte, după cum bine știți, însă România a făcut eforturi substanțiale în ultimii ani, cu rezultate clare, care ne arată că suntem pe drumul cel bun. În calitate de președinte al României, reiterez angajamentul meu personal față de continuarea luptei împotriva corupției.